Pacea Domnului Iisus. Voi începe cu o întrebare pe ce am adresat-o aseară bisericii în momentul în care ne despărțeam, și anume, care este numele fiului lui David pe care tatăl său nu l-a mustrat niciodată? Nu e Amnon. Nu e Absalom. Nu este Solomon. Provocare. Nu este Amnon. Da, mulțumesc. Întâi împărați, capitolul 1, versetul 6. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui, zicând, pentru ce faci așa? Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip și se născuse după Absalom. Era un fel de înlocuitor al lui Absalom. Îi făcea bine lui David să știe că era tot atât de frumos ca și Absalom. Probabil că îi aducea alinare. Versetul 5 din același capitol spune: Adonia, fiul Haghitei, s-a semețit până acolo încât a zis: voi fi împărat. Și și-a pregătit care și călăreți și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Și dacă mergeți pe trimiteri, veți observa că este același fel de alai pe care și-l pregătise și Absalom. Exact același fel de alai. Tot 50 de oameni care mergeau înaintea lui, mergeau și la Absalom, mergeau și la Adonia. Când sau ce trebuie să se întâmple ca un tată să nu-și mustre niciodată copilul? Aseară cineva mi-a spus, probabil că sunt copii care nu trebuie mustrați. Sunt copii atât de buni încât să nu fie mustrați. Corect? Rousseau este acel filozof care presupune că copiii reprezintă cea mai bună, cea mai perfectă sau cel mai perfect stadiu de existență a ființei umane. Adică copilul este pur, el n-are nimic rău în sine însuși. Și el spune că eventual societatea, prietenii, anturajul, principiile noastre economice, social, politice și așa mai departe, îl învață să devină machiavelic sau rău mai târziu. Dar copilul este bun în sine însuși. Pentru orice părinte care gândește în felul acesta, n-are rost să-și mustre copilul. E adevărat? El va lăsa copilul să se dezvolte și să crească în naturalul lui. Pentru că naturalul lui este... Care este naturalul unui copil care este pur? Bun, sigur că da. Bun. Și atunci am putea să mergem mai mult pe varianta asta, însă ca să scurtăm timp, aș vrea să vă pun față în față cu idei pro și contra. Și să-mi spuneți care dintre ideile acestea sunt mituri. Mituri. Deci neadevărate. Punctul 1. Dacă nu-l mustri pe copil, înseamnă că îl iubești. Sau, dacă nu-l mustri, înseamnă că că nu-ți pasă, că ți-e frică, că ești slab, comod sau învins. Care dintre cele două? Bun. Punctul numărul 2. Dacă nu-l mustri niciodată,
înseamnă că îi crește stima de sine. Sau, dacă nu-l mustri, învață că e bine oricum. 2. Învață că el contează și nu ceea ce face. 3. Învață că totul e bine sau nimic nu e bine. Care e adevărată? Prima care spunea dacă nu-l cerți, crește stima de sine sau ultimele pe care le-am amintit? Deci, dacă nu-mi răspundeți, înseamnă că trebuie să repet. O să repet. Deci, dacă nu-l cerți, înseamnă că copilul nu este traumatizat, îi crește stima de sine, are respect față de sine. Bun. Sau, dacă nu-l cerți, învață că orice ar face, tot bine e. Nu, nu vă întreb care sunt adevărate, vă întreb ce învață copilul. Învață prima sau a doua? Învață că el contează și nu ce face. Ce învață? Că sau îi crește stima de sine sau învață că el contează și nu ce face? Învață că totul este bine, absolut totul este bine, pentru că nimeni nu-l mustră. Și o altă față a monedei pe care realitatea o demonstrează este că dacă un copil învață că totul este bine, ajunge la concluzia că de fapt nimic nu este bine. Pentru că binele și răul în viața practică au urmări și consecințe total diferite. Da? Și dacă și binele și răul au, din punct de vedere al educatorilor, același rezultat, nu înseamnă că neapărat totul este bine. Ci înseamnă și că binele ar putea să fie rău și se amestecă. 3. Lasă-l că învață din propriile greșeli. Învață din proprii. Dă el cu capul. Vreau să vă întreb, ce învață? Nu cumva învață să greșească? Doi, nu cumva învață, dar de obicei prea târziu? Vreau să vă aduc aminte ce spunea Cartea Patriarhi și Profeți. În mod natural, lanțul greșelilor este întrerupt printr-o greșeală și mai mare. Cu alte cuvinte, lanțul păcatului este întrerupt printr-un păcat și mai mare. Adonia n-a fost mustrat niciodată, dar de greșit a greșit? Poftiți? Textul spune că s-a sumețit până acolo, s-a semețit până acolo, încât, și vă rog să observați, este o linie de maxim, încât a zis, voi fi eu împărat, și s-a făcut împărat singur, împotriva tatălui său și împotriva deciziilor regale. Cu alte cuvinte, a organizat o lovitură de stat. Cu ce s-a finalizat lanțul greșelilor sale? Cu una și mai mare. Și rezultatul a fost executat. Amnon, vorbeam aseară, este cel ce se chinuie pe sine însuși datorită unei emoții imaginare.
este incapabil să scoată din minte o emoție, un vis, o ceva. Este incapabil să se gestioneze. Și din cauza asta cade la pat, bolnav, toată lumea crede că cine știe ce i s-a întâmplat. În mod real, era o impresie. În mod real, era un vis. O iubea pe Tamar? O iubea pe Tamar? Nu. Nu. De unde știm că nu o iubea pe Tamar? După aceea a aruncat-o. Păi și atunci ce-l chinuia pe Amnon? Poftiți? Ce-l chinuia? Că dragoste nu era. Și vă rog să observați, totul este o părere, totul este o închipuire, totul este ceva ireal. Și lucrul ăsta se întâmplă datorită faptului că, răsfățat fiind de tatăl său care nu reușește să-și mustre copiii, care nu reușește să îi disciplineze, care nu reușește să le spună nu unde e rău și da unde este bine, care nu reușește să le pună înainte un ideal, pentru că copiii care nu au un ideal în fața lor, nu au o țintă în fața lor, devin nefericiți. Și platitudinea vieții, faptul că nu îi provoci cu nimic, nu îi face să se simtă mai bine. Nu, ei vor deveni leneși, vor deveni confuzi și datorită lenei și confuziei în care trăiesc, vor deveni nefericiți. Evident, până la urmă vor pune mâna pe droguri, pentru că n-au nicio fericire în viață. Și atunci vor dori să treacă într-o stare alternativă de conștiință. Pentru ca să aducă o fericire, o sclipire, ceva în viața lor, care în mod natural ar trebui să fie pusă de către părinți, de către educatori, de către societate, în momentul în care ar trebui să li se spună puneți-vă ținte înalte și luptați cu toată puterea voastră ca să o atingeți. În momentul în care tânărul este pus față în față cu această provocare, el are pentru ce să trăiască. El nu mai are nevoie de alți stimuli către și alunecarea lui în irealitate. El nu are nevoie de așa ceva. În Ioan capitolul 5 cu 14, Domnul Iisus Hristos lansează un principiu și anume du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu, ziceți mai departe, ți se întâmplă ceva mai rău. Lanțul natural se va sfârși cu ceva mai rău. Asta este postulatul pe care îl așează Domnul Iisus Hristos. Și atunci mă întorc la dilema aceasta. David nu-l judecă pe Amnon, nu-l mustră pe Adonia, nu reușește, sau nu că nu reușește, dar nu schițează niciun gest împotriva lui Shimei. Și nu-l pedepsește pe Ioab. Vreau să vă întreb, e bun sau slab, David? E bun sau slab? Problemele de caracter nu se limitează la probleme de familie. Problemele de caracter se extind de la familie la biserică, de la biserică la societate. Și un om care nu reușește să creeze diferența morală între bine și rău în propria lui viață, nu va reuși să creeze diferența morală între bine și rău în familia lui, în biserica lui, în societatea în care este. Și deși unii s-ar putea să-l considere ca fiind om bun, în realitate este slab.
Mi-aduc aminte de apelul pe care îl are Dumnezeu, care spune, pe care îl face Dumnezeu când spune: caut un om care să stea la spărtură, care să stea pentru mine. Caut un om puternic, cu dragoste de Dumnezeu. Caut un om într-un popor întreg. Dumnezeu, pe vremea lui Isaia, nu găsea un om. Ce se întâmplase cu bărbații lui Israel? Poftiți? Deveniseră slab. Din ce cauză? Confundau slăbiciunea cu dragostea. Asta este umbrela cea mai gravă care se pune și care ne face să fim slabi, crezând că de fapt suntem virtuoși. Nu vreau să spun că și situația inversă nu-și are problemele ei. Dar deocamdată astăzi vom vorbi despre situația asta. Altă dată vom vorbi și despre ceea ce se întâmplă când un om devine prea aspru. Vom vorbi altă dată și despre asta. Deocamdată însă m-a surprins textul acesta. David nu a mustrat niciodată pe Adonia. Patriarhi și Profeți, pagina 317, se ocupă de situația confuză și ciudată în care oamenii slabi pot părea mai agreabili și mai de dorit decât oamenii care stau la principii. Sunt în momentul acesta la situația sau la evenimentul idolatria de la Sinai. Da? Ne aducem aminte, în Exodul, capitolul 32-31, poporul, Domnul se întâlnește cu Moise pe munte, pe Horeb. Norul care fusese până acum deasupra poporului se mută pe munte. Poporul nu mai are sentimentul că este controlat tot timpul de cineva din nor sau din stâlpul de foc, Dumnezeu nu mai e cu ei. Au impresia că sunt liberi, norul este acolo pe munte, iar ei în situația aceasta încep să facă ceea ce le dictează lor experiența din Egipt, și anume vor să-și facă un Dumnezeu. Că ei fără Dumnezeu nu pot să meargă mai departe, corect? Foarte interesant această dependență de Dumnezeu. Nu facem un pas mai departe fără de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu e acolo pe munte, noi suntem fără, hai să ne facem un Dumnezeu, să fim credincioși. Apare vițelul de aur. Și apoi Moise se coboară jos, sfarmă în fața lor cele două table de piatră, iar ei zic: aoleu, ce rău e Moise. Ia vițelul care era de aur și îl sfarmă. N-a pus pe alții să-l sfarme. Cine l-a sfărâmat? Cum l-a sfărâmat? Cu lovituri de ciocan. Nu l-a băgat în foc, nu l-a topit. Nu să vă dați seama cât a trebuit să lovească animalul ăla până să-l facă praf? Soția mi-a făcut semn să nu zic animal, că era din aur. Da, ok. L-a făcut praf și apoi l-a luat și l-a aruncat în pârâu. Le-a dat să bea apa din pârâul acela ca să... De ce? Poftiți? De ce l-a aruncat? Ca să vadă că nu există nicio putere în el. Ce a înțeles poporul din toată treaba asta? Citesc. Deci pagina 317. O criză de felul acesta cerea un bărbat plin de tărie, hotărât,
de un curaj neclintit, unul care să țină la onoarea lui Dumnezeu mai mult decât la favoarea poporului, la siguranță personală și chiar la viață. Despre asta vorbim. Dar actualul conducător al lui Israel nu era de felul acesta. Aaron se împotrivi în mod slab poporului. Deci vorbim despre momentul în care Aaron fusese delegat ca să fie conducătorul poporului în lipsa lui Moise. Și de asta spune, dar conducătorul lui Israel, adică Aaron, nu era de felul acesta. Aaron se împotrivi slab poporului, iar timiditatea și șovăiala lui la momentul critic nu a făcut decât să-i facă și mai hotărâți pe cei care cereau apostazia. Tumultul creștea. O nebunie oarbă, irațională, părea că pune stăpânire pe tabără, pe mulțime. Au fost unii care au rămas credincioși legământului lor cu Dumnezeu, dar cea mai mare parte a poporului s-a unit în apostazie. Câțiva care au îndrăznit să spună că a face un chip așa cum se propunea era idolatrie, spuneți-mi ce s-a întâmplat cu aceștia. Foarte, uneori scapă amănântul acesta. Deci, câțiva care au îndrăznit să spună că a face un chip înseamnă idolatrie, au fost prinși, tratați în mod brutal, iar în confuzia și agitația aceea, în cele din urmă, și-au pierdut viața. Deci nu a fost simplu, fraților, a fost violență. Așa se explică de ce Aaron se temea pentru propria lui viață. Nu, Aaron n-a fost atât de slab încât sub orice împrejurare să cedeze. Nu. A fost suficient de slab ca amenințat fiind cu pierderea vieții să cedeze. Nu, poate că în felul acesta ajungem la concluzia că sau la înțelegerea că uneori n-a fost mai slab decât noi. Acum, la pagina 322, se face o analiză a celor doi frați. Aaron, care a cedat dorinței poporului, și Moise, care a luat vițelul, l-a făcut praf și l-a dat să-l bea. Când Moise, reîntorcându-se în tabără, s-a confruntat cu răzvrătiții, mustrarea lui severă și indignarea manifestată prin spargerea tablelor sfinte ale legii au fost puse de popor în contrast cu vorbirea și comportarea plăcută a fratelui său și astfel simpatia a fost de partea cui? Lui Aaron. E foarte ușor să confundăm slăbiciunea cu amabilitatea, cu dragostea, cu grija. Și spun lucrul acesta pentru a nu ne uita la alții, ci pentru a ne uita la noi, în momentul în care uneori luăm decizii, le facem datorită faptului că, iertați-mă, suntem slabi sau că îl iubim pe Dumnezeu cu toată puterea mai presus de noi înșine. În contextul acesta apare fenomenul numit judecarea aproapelui. Știți că pe vremea Domnului Iisus Hristos, vine cineva la Domnul Iisus Hristos care îl întreabă cine este aproapele meu, că nu mai știu cine este aproapele meu. Și Mântuitorul spune, tu trebuie să-l ajuți pe aproapele tău. Bine! Păi de ce? Uite, când îl găsești căzut între tâlhari, ajută-l. Bun. A, deci ăla e aproapele meu, da? Da. Dar de judecat pe aproapele meu, pot să-l judec sau numai să-l ajut?
Și frații mei, nu vreau să spun a judeca tendențios, a judeca în mod rău, pur și simplu. Ce înseamnă judecata aproapelui? Și este aici în Exodul 32, exact la momentul acesta al idolatriei de la Sinai, este aici surprinzător modelul lui Dumnezeu de a judeca. Vă aduceți aminte cum, care este porunca lui Dumnezeu în legătură cu a judeca aici? Care e procedura, de fapt? Deci, apostazia era în plină desfășurare, unii fuseseră omorâți pentru că se opuseseră, era greu de intervenit în momentul acesta. Deci 32 cu versetul 26 din Exodul. Moise s-a așezat la ușa taberei și a zis: cine este pentru Domnul să vină la mine? Și toți copiii lui Levi s-au strâns la el. Fiți atenți, versetul 25. Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aron îl făcuse să fie fără frâu. Puteți să-mi găsiți un alt cuvânt care să înlocuiască ideea de fără frâu? Poftiți? Era un popor care nu putea să fie guvernat. Era neguvernabil. Nu putea să fie disciplinat. Poporul acesta își pierduse orice direcție. Asta e marea problemă cu care se confruntă Moise aici. Și în condițiile acestea, el începe să creeze direcții în popor, și anume, cine a mai rămas pentru Domnul? E o direcție. Ceilalți merg în altă direcție, dar e bine să fie separați. Nu mai stați împreună, separați. Pentru Domnul aici, ceilalți în partea cealaltă. Imaginați-vă că a trecut un timp până când seminția lui Levi și alții au trecut de partea Domnului. În momentul acela s-a descoperit că seminția lui Levi practic nu luase deloc parte la toată idolatria. Cum reușise să nu ia parte? Mă gândesc la conducător, mă gândesc la bătrânii seminției, mă gândesc că avuseseră loc discuții și hotărâsere ca ei să nu facă parte din această așa zisă sărbătoare. E nevoie să existe confruntare atât în alegerea binelui, cât și în alegerea răului. Trebuie să stea de vorbă, trebuie să existe dialog, trebuie să existe confruntare. Numai în felul acesta se poate ca o seminție întreagă, o biserică întreagă, să stea de partea lui Dumnezeu. Lecția aici e pentru biserică, nu mai doar de dragul istoriei. Dacă noi, biserica din Loma Linda, vrem să stăm de partea lui Dumnezeu, va trebui să stăm de vorbă între noi. Va trebui să argumentăm, va trebui să discutăm legea lui Dumnezeu și să o înțelegem și să hotărâm să stăm de partea lui Dumnezeu. Altfel, nu se va întâmpla lucrul ăsta. Citesc în continuare. El le-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeu, fiecare din voi să își încingă sabia și să meargă și să pedepsească pe cei apostaziați. Corect? 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 Cine credeți că am greșit? Vă rog să ridice mâna sus. Cine credeți că am greșit? Pentru că am greșit. Nu, Moise nu le-a spus mergeți și pedepsiți pe cei apostaziați. Nu, nu le-a zis așa. Ce le-a zis? Ce le-a zis? Du-te și cercetează fratele, prietenul și ruda ta. Ce ușor este să-ți dea drumul Dumnezeu și să spună ucide pe cei apostaziați, te-ai duce fratele meu și atât ai da în stânga și în dreapta în aia pe care nu-i cunoști. Aia care nu-i cunoști. Dar
Moise nu le-a dat voie să ducă să judece pe cei care nu-i cunoșteau. Moise le-a zis, du-te și judecă-ți aproapele. Adică cine este aproape de tine. De ce a făcut lucrul ăsta? Pentru că este în felul de a fi al lui Dumnezeu să împlinească dreptatea cu mila, cu iubirea. Du-te și smulge-i dacă poți de acolo și fă-i să treacă în tabăra cealaltă și du-te și vorbește cu ei pentru că îți sunt frați, rude. Mijlocește împreună sau mijlocește față de ei ca să treacă de partea lui Dumnezeu. Și dacă mai poți să scoți pe vreunul din foc, scoate-i. Dar dacă s-au lipit cu toată inima și nu vor... Deci abia după ce s-au făcut toate procedeele acestea, după aceea treci și judecă și pedepsește. Spune aici la Patriarhi și Profeți, pagina 324, au fost nimiciți doar aceia care au persistat în răzvrătirea lor. Atât. Să înțelegem bine de ce Dumnezeu procedează și cum procedează Dumnezeu. De asemenea, vreau să deschideți împreună cu mine repede în Numeri, capitolul 5. Numeri 5. Dacă a găsit cineva să-mi spună despre ce este vorba. Iertați-mă, cred că numărul 25, n-am văzut eu cum trebuie, numărul 25, da? Despre ce e vorba? Poftiți? Nu, 25, numărul 25. Am rectificat, am greșit eu. Am rectificat, numărul 25, despre ce e vorba? Este vorba de Baal Peor. Vă aduceți aminte ce a fost la Baal Peor? Este una dintre apostaziile surori cu apostazia de la Sinai. La Sinai, poporul Israel s-a închinat după modelul egiptean. Aici se închină după modelul moabit. Atâta tot. Aceeași petrecere, aceleași orgii, poporul Israel... Versetul 4. Strânge pe toate căpetenile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului, înaintea Soarelui. Când am citit, vreau să vă spun că am fost șocat. Uneori te întrebi, chiar așa a fost, ăia care au trecut cu moabiții, imediat au fost luați și spânzurați. Și a trebuit să treacă un timp și să dau foaia ca să înțeleg cum au stat lucrurile. Versetul 5. Moise a zis judecătorilor lui Israel. Cui a zis? Judecătorilor. Nu a fost ceva instantaneu, nu a fost ceva pripit. Moise a inițiat un proces de judecată, a fost un fel de tribunal național care a avut loc acolo. Moise a zis judecătorilor lui Israel, fiecare din voi să pedepsească pe aceia dintre ai lui. Și din nou, judecata are principiul acesta, fi judecător cu ai tăi. Repet, au fost nimiciți doar aceia care au persistat în răzvrătirea lor. Ăsta este principiul lui Dumnezeu întotdeauna. Îmi imaginez cum un judecător își aducea acolo verișorii, își aducea nepoții, își aducea frații, își aducea copiii și cât de mult pleda judecătorul. Oameni buni, întorceți-vă, haideți că ați greșit, nu se poate încă să fiți iertați. Haideți, nu se poate, schimbați-vă viața, schimbați-vă mentalitatea. Ăsta vrea Dumnezeu. Și-mi imaginez că unii s-au întors și-mi imaginez și că alții au zis nu.
Vă rog să observați, și răul are nevoie de bărbați puternici. Și păcatul are nevoie de bărbați puternici care să fie de partea lui. Oameni care să-și dea viața pentru păcat. Și au fost oameni care și-au dat viața pentru păcat. Au fost oameni care au convins mulțimile cum că această cauză a păcatului este dreaptă, este nobilă și așa mai departe. Și au luptat pentru ea. Până în ziua de astăzi sunt oameni care luptă pentru rău cu asemenea intensitate încât n-au odihnă nici zi, nici noapte și te întreb, băi, dar ce îi face să depună atâta efort? Că parcă nu câștigă nimic. Deci asta se promovează cu atâta violență și cu atâta hotărâre, lucruri care sunt anormale, sunt împotriva legii firii, nu împotriva legii morale, împotriva naturalului. De ce atât de multă ideologie în direcția aceasta? Răspunsul este, există oameni care investesc toată personalitatea, toată puterea, tot timpul și toată energia lor de partea răului, așa cum ar trebui să investească oamenii lui Dumnezeu de partea lui Dumnezeu. Limpede. Întrebarea mea este, sunt eu dispus să investesc pentru Dumnezeu tot atât cât investește un om pentru rău? Măcar atât. Măcar cât investește el pentru rău. Că mă va judeca cel rău până la urmă, nu cel bun. Adică dacă pentru rău se investește atât de mult, tu pentru bine de ce nu investești de 3 ori mai mult? Dilema. Să fiu tolerant sau nu? Să fiu tolerant sau nu? Aseară am amintit despre Cain. Cain a fost o lecție. Cum și ceea ce s-a întâmplat la Sinai a fost o lecție. Sunt două lecții care ar trebui să meargă întotdeauna una lângă cealaltă. Lecția 1. Sau, înainte de a merge și a recapitula, ce înseamnă o lecție? Lecția respectivă nu înseamnă că se va repeta la nesfârșit. Și este o situație care s-a întâmplat, din care tu și cu mine trebuie să învățăm ceva pentru situația în care vom ajunge și noi în postura respectivă, pentru ca să știm ce trebuie să facem noi de data aceea. Nu înseamnă că Dumnezeu va interveni și în situația în care sunt eu ca atunci. Dumnezeu a intervenit atunci pentru ca eu să știu acum ce trebuie să fac. Cain. Este lecția toleranței și Dumnezeu spune, uite, l-am lăsat pe Cain ca să se pocăiască, nu? De asta i-a dat viață Dumnezeului Cain, nu-i așa? A zis Cain, pedeapsa mea este prea mare, este disproporționată cu păcatul meu. Păi de ce Cain este așa de disproporționată? Pentru că eu va trebui să fug de la fața ta și eu nu vreau să fug de la fața ta. E adevărat că a zis Cain treaba asta? Și Dumnezeu i-a zis, uite Cain, îți voi da un semn, nimeni nu se va atinge de tine. Sunt tolerant, dă-i drumul, pocăiește-te. Știți ce a făcut Cain în minutul 2? A fugit de la fața Domnului, cu iertarea în buzunar. Și a zis, l-am păcălit pe Domnul, excelent. M-a iertat, nu mă va pedepsi și sunt liber să fac ce vreau. Și Dumnezeu spune, datorită acestui moment, noi învățăm că oricât de mult al trăi un păcătos, nu e spre binele lui. Cain n-a făcut nimic spre binele lui.
Oricât de mult și oricâtă libertate i s-ar da, un păcătos nu va regreta propriile sale păcate cum Cain n-a regretat propriile sale păcate. Urmașii lui Cain n-au învățat nimic din păcatul lui Cain, ba dimpotrivă, Lameh, urmașul său, zice ce zice? A, Cain a fost răzbunat de 7 ori, dar eu voi fi răzbunat de 70 de ori. Câte 7? Cu alte cuvinte, s-a pocăit sau a mers mai departe? A mers mai departe. Și la câteva generații, probabil 7 generații, cam ceva de felul ăsta, pământul era tot stricat, plin de silnicie. Și rezultatul a fost potop. Cum s-a numit lecția? Ziceți. S-a numit toleranță. Lecția toleranței. Sinaiul este a doua lecție care trebuie să fie pusă lângă această primă lecție, când Dumnezeu nu mai tolerează, ci Dumnezeu intervine. Intervine rapid, prin Moise, prin ceea ce se întâmplă acolo, prin judecata care a avut loc acolo. Prin lucrurile care vor veni mai târziu. Moise scoate cortul afară din tabără, cortul lui, și le spune, uite, cortul meu se va numi cortul întâlnirii, pentru că Dumnezeu nu mai poate să stea în tabăra voastră. Și poporul începe să înțeleagă din ce în ce mai mult unde a greșit, cât a greșit, nenorocirea păcatului, cât de adânc este fenomenologia păcatului în mijlocul lor. Și din momentul acela încep încet, încet să-și revină și cer iertare, vor să se întoarcă la Dumnezeu. Moise mijlocește pentru ei și în scurt timp poporul reintră în legământul său cu Dumnezeu. Durata a fost în jur de 40 de zile. Pentru că Moise a stat 40 de zile mijlocind pe munte pentru ei. Deci datorită intervenției lui Dumnezeu, în aproximativ o lună de zile, situația se rezolvă. Poporul lui Dumnezeu revine. Vedeți, asta este valoarea intervenției. Sunt fel de fel de modalități de a rezolva o problemă. Dar nu uitați că Dumnezeu este cel ce împletește dreptatea cu mila și cu dragostea, și tare frumos. Tatăl meu, a avut întotdeauna un ochi pe mine. Și nu reușeam să scap odată să fac ceva fără ca el să nu afle și să intervină. În așa fel încât mi-am dorit toată viața să mai plece de acasă. Și nu pleca. Muncea noaptea ca să stea ziua. Să fie tot timpul. Și o privire arunca asupra mea și știa dacă am greșit sau nu. Și mi-aduc aminte că de fiecare dată când mă prindea, îmi arăta unde am greșit. Stătea de vorbă cu mine, mi arăta urmările și așa mai departe și îmi spunea, acum trebuie să te pedepsesc. Păi de ce, tată, să mă pedepsești? Că am priceput. Nu, dacă nu te pedepsesc acum, mă rog. Nu asta e important. Important e că după ce intervenea puternic în viața mea, pedeapsa nu dura mai mult de 5-6 minute. După care mă luam în brațe și îmi spunea, tată, ok, e gata. Hai, vin aici. Și mă lua, era deseori cu ochii în lacrimi și îmi spunea, vezi, îmi pare tare rău că lucrurile sunt așa, dar tată, te rog frumos să nu mai faci. Că o să fie mai rău. Și apoi mă lua și nu-și mai aduce aminte de treaba asta. Restul zilei era ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Păi,
Vreau să vă spun că preferam de 5 ori să trec peste alea 5 minute și să fie totul ca la început, decât să se întâmple ca astăzi când părinții zic, ok, ai făcut treaba asta, 3 zile de acum încolo nu mai vorbesc cu tine. 3 zile de acum încolo îți iau telefon. 3 zile de acum încolo te... Nu. De-abia așteptam să se producă schimbarea aceea și schimbarea aceea era extraordinară. Învățăm ceva de la Dumnezeu. Eu cred că este mult de învățat de aici. Da. Timpul e aproape gata. Vreau să vă spun că eu am parcurs doar prima parte din temă. Probabil că dacă aș merge pe tot subiectul care înseamnă teologia aceasta a lui Dumnezeu în privința asta, apoi educația biblică și educația păgână, probabil că ne-ar mai lua încă pe atât. Dar aș vrea să rămânem câteva minute, probabil 5 minute, la dreptul lui Absalom. Pentru că titlul temei este dreptul lui Absalom. Absalom își atribuie un drept. El vrea să rezolve o problemă în familia lui. Care e problema care vrea să rezolve Absalom? Slăbiciunea lui David sau neputința lui David. David nu poate pedepsi. Imaginați-vă, situația este cam așa. David păcătuise, așa este? Și nu fusese pedepsit, corect? Din punct de vedere al oamenilor. Din punct de vedere al lui Dumnezeu e altă problemă. Dar din punct de vedere al oamenilor, al legislației și al lui Absalom nu fusese pedepsit. 2. Amnon păcătuise, corect? Și nu fusese pedepsit. E adevărat? Păi până când? Vreau să vă întreb, până în momentul acesta Absalom fusese pedepsit vreodată? Nu. Nici el nu fusese pedepsit. Foarte interesant de unde Absalom vine cu ideea asta că trebuie să existe pedeapsă. Că tatăl său lucrase foarte mult la ideea că stai puțin, poate că nu trebuie. Și Absalom, dintr-o dată, vine cu ideea asta, trebuie să existe pedeapsă. Și pe mine mă uimește spiritul acesta de argumentativ, în care Absalom cere neapărat dreptate cu orice risc. Fiți atenți la un amănunt, nu e neapărat foarte relevant pentru tema noastră, dar merită să îl citim, 2 Samuel, capitolul 15, cu versetul 4. Nu, 2 Samuel 13 cu versetul 24. Deci, Samuel 13, versetul 24, mai departe. Absalom s-a dus la împărat și i-a zis, iată, robul tău are tunsul oilor. Să vină împăratul și slujitorii lui la robul tău. Pe cine îl invită? Pe David. Nu, fiule, nu voi veni, spune versetul 25, ca să nu-ți fie greu. Absalom a stăruit de el, dar împăratul n-a vrut să se ducă și l-a binecuvântat. Absalom a zis, dă voie măcar fratelui meu Amnon să vină cu noi. Ce s-a întâmplat mai departe? L-a ucis pe Amnon. Vreau să vă întreb, când îl chema și pe David și pe Amnon, era cumva în mintea lui Absalom să-i pedepsească pe amândoi? Posibil. Nu vreau să spun că cu siguranță e așa ceva. Dar e posibil. Absalom se vede ca omul care face dreptate. 2 Samuel 15 cu 4, acum este 15 cu 4, spune așa. Absalom zicea, de m-ar pune pe mine judecător în țară. Orice om care ar veni și ar avea o neînțelegere și o judecată, ar veni la mine, i-aș face dreptate. Păi de ce? Că David nu făcea dreptate. Și iată-l pe Absalom care vine generația nouă și zice, eu fac dreptate, tatăl meu, generația în vârstă, nu poate să facă dreptate. Din ce cauză?
Există o sete de dreptate în viața și în sufletul copiilor și a adolescenților extraordinar. N-am cum să o ilustrez decât aducându-mi aminte de discuții interminabile între vărul meu Gabriel și unchiul meu Mircea. Gabriel care pleda pentru că trebuie să se facă ceva, pentru că este foame și nu este pâine în Laos. În Laos. Pe vremea aceea eram sub Ceaușescu, eram în comunism, ce treabă aveam noi cu Laosul? Nu aveam nicio treabă. Puteai să faci ceva ca să aibă pâine cei din Laos? De-abia aveam pâine noi, câte o franzelă pe aici și pe acolo. Dar Gabriel era extrem de supărat că nu se face nimic pentru ca să se rezolve problema unde? În Laos. Cu cine se certa? Cu nea Mircea, cu unchiul. Și de ce se certa? Și spunea el, trebuie să se facă ceva. Și nea Mircea, om, eu știu, trecut prin viață cu înțelepciune, îi spunea, băi, Gabi, dar hai să vedem dacă avem noi ce pune pe masă aici. Lasă-i pe ea din Laos. Și lucrul ăsta îi se părea de neimaginat lui Gabi. Cum să-i lași pe cei din Laos? Cum să-i lași? Ăsta e un gest sau un act de lașitate. Ai lăsa. Nu, trebuie să te frămânți, trebuie să te doară, trebuie să faci dreptate. Și nea Mircea, lasă o dată, lasă de două, lasă de trei ori, dar Gabriel o ținea cu Laosul. Și asist și eu la discuțiile astea. Și vreau să vă întreb dacă sunteți părinte și copilul o ține așa cu Laosul, până la urmă ce faceți? Poftim? Nu, da, nu îți sare și ție. Siguranța, țanda, mai lasă-mă cu Laosul în pace. Mai... Și în momentul în care unchiul meu, nea Mircea, îi spune lui Gabi, Gabi, te rog frumos să termin, că avem treabă, în momentul acela Gabi zice, ăsta este generația părinte. O generație compromisă. O generație care nu-i place adevărul. O generație care nu știe să lupte. Sunt lași. E nevoie să mă ridic cine? Să mă ridic eu ca să fac dreptate. Vreau să vă întreb, e așa sau nu? Adică se întâmplă sau nu? Dacă vreți să mergem mai departe, uitați în 1 Regi, capitolul 12. Vă amintiți? Ce e acolo în Regi 12? Versetul 6. Sau dacă vreți, haideți de la 4. Au trimis și l-au chemat pe Roboam, care era rege. Și i-au vorbit așa, tatăl tău ne-a îngreunat jugul. Acum tu ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău și îți vom sluji. Construiseră templu, îi construiseră lui David casa de fildeș, îi făcuseră toate lucrurile, armată și așa mai departe, națiunea era obosită. Și cere lucrul acesta. Bun. Versetul 6. Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care fuseseră pe lângă tatăl său. Solomon în timpul vieții lui, pe lângă tatăl său, Solomon în timpul vieții lui și a zis, ce mă sfătuit să răspund poporului acestuia? Și bătrânii au zis, dacă vei îndatora astăzi poporul acesta, dacă le faci ce cer, dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pe vecie. Ce spun bătrânii? Fii-mă bun. Ai milă. Sună a experiență, sună a păr alb, da? După aceea se duce la comitetul cu tinerii și îi cheamă pe tineri.
Și asta este pentru mine și vă rog, de unde felul ăsta de a gândi, de ce felul ăsta de a gândi la tineri? Și vreau să vă întreb dacă îl regăsiți și dacă există vreo posibilitate de a înțelege și a ameliora prăpastia. Versetul 9. Ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia care îmi vorbește așa, ușurează-ne jugul? Și iată ce au spus. Să spui așa, tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, tu ușurează-ne-l. Să le vorbești așa, degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu. Acum tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane. Vreau să vă întreb, tinerii ăștia care vorbesc așa, au muncit vreunul? Simțiseră ei jugul lui Solomon? Atunci de unde vine asprimea asta? De unde vine? Ce-i cu ei? De unde vine setea asta de... Ăla zice cruzime aproape. Poftiți? Bine, se fac judecători, dar dacă tot nu te-a mustrat taică tu deloc, n-ai putea și tu să înveți să fii bun. Nu m-am mustrat atât de loc, am avut de toate. Mă aștept ca eu să fiu bun. Să nu am reflexe de felul acesta. Și istoria demonstrează că cu cât n-ai fost mustrat, cu cât n-ai fost pedepsit, cu atât tu la rândul tău vei... Vei deveni mai demanding, mai pretențios în ceea ce vrei. Eram la seminar și ca întotdeauna printre elevi se dorea ca profesorii să fie mai buni. Și unul dintre campionii celor care spuneau că dacă profesorii ar fi mai relaxați, mai buni, așa mai departe, atunci elevii la rândul lor ar avea ceva de învățat în privința aceasta, unul dintre campionii respectivi s-a încredințat la un moment dat datoria de a pregăti corul seminarului pentru serbarea de sfârșit de an. Acum, anul 4, care era cel mai mult implicat în sărbarea de sfârșit de an, avea și lucrare de diplomă, avea și examene și avea de toate. Și toate intrau în conflict unele cu altele, în așa fel încât atunci când se anunța repetiție de cor, toată lumea era la bibliotecă și nu venea mai nimeni. Am fost pur și simplu surprins la un moment dat, când, fără să-mi dau seama, fiind în cancelarie, am auzit afară pe respectiva persoană, care, încă o dată vă spun, era campionul liberalismului academic, stând pe scări și spunând așa, veniți la repetiție, că dacă nu veniți la repetiție, o să mă duc în Consiliul Profesoral și nu o să terminați anii și așa mai departe. Și am zis, ce e asta? Tu spuneai că trebuie altfel. Mă întorc. Are Absalom dreptul acesta de a face dreptate? Poate că dreptatea e una, dar poate că asprimea este alta. Ce părere aveți? Și pentru că nu mai este timp, aș vrea să închei cu două texte ca și concluzie. Primul text, Plângeri, capitolul 3, de la versetul 27, Plângerile lui Ieremia. Este unul dintre textele care nu știu dacă este și citit și înțeles bine. Uh,
De la versetul 26. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Versetul 27. Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui. Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui, să stea singur și să tacă, pentru că Domnul l-a pus pe grumaz. Este vorba de o lecție de educație care vine din partea lui Dumnezeu. Să-și umple gura cu țărână, să nu-și piardă nădejdea, să dea obrazul celui ce-l lovește și să se sature de ocări. Și zice aici, e bine la adolescență? La adolescență îi faceți dumneavoastră așa ceva copilului dumneavoastră? Niciodată! Copilul trebuie să fie scutit de un jug, să fie scutit de greutăți, să fie scutit de ocări, să fie scutit de palme. Așa este? Și atunci cum va întoarce obrazul când îi va da mai târziu cineva o palmă? Cum se va împlini Matei capitolul 5? Dacă își cere cineva să mergi cu tine o milă, mergi două. Dacă își cere cineva să îți dai haina, dă-i și cămașa. Cum se va împlini lucrurile astea când în tinerețe, în adolescență, în copilărie, părinții fac tot ceea ce pot ca lucrul ăsta să nu se întâmple? Vreau să vă întreb, dacă s-ar întâmpla, plângerile lui Ieremia, părintele ar fi rău sau bun? Ziceți, ar fi rău sau bun? Poftiți? Rău. E greu să fii bun când răul e bine și binele e rău. E tare greu. Și ultimul text pe care vreau să-l folosesc. Este următorul. A venit Iisus și a certat vânturile, a certat marea, a certat demonii. De ce? Pentru a înțelege, frații mei, că bătălia în ceea ce privește cearta și mustrarea nu e la nivelul omenesc. E la un nivel mai înalt. Ceea ce facem noi este o disciplină cu cusuri. Ceea ce vrea Dumnezeu vrea o biruință desăvârșită. Te-ai întrebat vreodată ce o să faci dacă pleacă de la tine? Te-ai întrebat? Ce o să faci dacă pleacă? Îți spune așa, plec de acasă. Și ăsta este ultimul text pe care aș vrea să-l citesc. Osea, capitolul 1. Vă amintiți? Osea. De fapt, e capitolul 2. Osea, capitolul 2, versetul 14. De aceea, iată, o voi ademeni, o voi duce în pustie, îi voi vorbi pe placul inimii ei. Să nu ne imaginăm că singura soluție este mustrarea și nici toleranța. Zice aici, o voi iubi. O voi ademeni. Ce înseamnă o voi ademeni? O voi curta. O voi ispiti cu dragoste. Cunoști și asta?
Versetul 19. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Prin neprihănire, judecat, îndurare, credincioșie. Te voi logodi cu mine înseamnă te voi aduce înapoi. Te voi lega de mine din nou. Asta trebuie să fie strategia fundamentală a unui părinte care luptă o luptă spirituală. Și te voi lega cu mine, de mine cu neprihănire, cu judecată. Nu e ușor, nu e simplu. Cu judecată, cu îndurare, cu credincioșie. Și mai este un text pe care l-am lăsat ultimul, deși în ordinea capitolului este primul, versetul 6. De aceea îi voi astupa drumul cu spini. De ce? De ce? Ca să nu plece. Orice mustrare, orice judecată, sunt spinii aceia pe care îi pui ca să nu plece. Nu ca să plece. Pentru că cel ce a plecat să se și întoarcă. Să-i fie greu să se ducă. Să-i fie ușor să vină. Nu puneți spini doar de dragul spinilor. Nu puneți spini pentru că vă place. Puneți spini cu lacrimi ca să se întoarcă. Amin. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus, primește închinarea vieții noastre în mâna Ta. Amin. Și, Doamne, dacă din dragoste pentru noi pui spini pe cărarea depărtării noastre de Tine, ajută-ne să înțelegem, Doamne, că vrei să ne întorci înapoi. Amin. Și ajută-ne să ne întoarcem înapoi. Învață-ne, Părinte, să iubim cu toată inima dreptatea Ta și cu dreptate să împlinim iubirea Ta. Învață-ne înțelepciunea acestei reuniri care ține de caracterul Tău. Binecuvintează copiii noștri. Binecuvintează părinții acestei biserici. Binecuvintează această biserică și ajută-ne, Doamne, să învățăm înțelepciunea care ține la oaltă pe copiii Tăi și care face să nu se piardă niciunul. Ajută-ne, Doamne, să Te reprezentăm pe Tine și prin ascultarea noastră mustră, Doamne, demonii, mustră valurile, vânturile și marea. Amin. Și fă-ne un drum spre casă. Amin. Amin.